Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ursul Ceven s-a decis să plece la război după ceartă cu nevasta. Îl bagă direct la veterani, căliți în luptă. Deci un domn din localitatea Frătăuții Vechi, în județul Suceava, a fost găsit de polițiști la volanul unei mașini. Era băut și nu avea permis de conducere. Deci omul era acum ori niciodată. Circula prin Siret. Scrie adevărul. Când prin Siret, presupun că prin localitatea Siret. Da. Unde e vama? Dacă circula prin Siret, era barcă. Da, deci... Circula prin Siret, așa scrie aici. Circula prin Siret. Și le-a spus polițiștilor că se duce la război. Și luase un pic de curaj înainte. Nu mai e gata. Și l-au dus la spital să-i recolteze probe de sânge și le-a explicat că s-a cezlat cu soția. Preferă să se ducă la război în Ucraina decât să se întoarcă acasă. Deci cumva Putin era la el acasă. Dar nu-mi dau seama omul ăsta, da. E de fapt probă de curaj sau de lașitate la el? Nu știu exact care este situația. De altă parte, mă gândesc, așa ar trebui să fie. Deci la război să se ducă numai bărbați însurați. Întotdeauna. Numai bărbați însurați, pentru că ei știu de la început cine are dreptate. Nu se mai zbat, nu se mai lupte, e stabile. Se uită din privire, îți dai seama cine are dreptate, gata frate, plecăm. Asta e greșeala, că la război trimit copii de ăștia, 12-19 ani, care își imaginează că pot să convingă, de fapt, pe altcineva că ei au dreptate. Nu, ăștia însurați sunt căliți. Adevărat. În luptă, ei știu mai bine. Deci n-ar fi o surpriză ca Republica Moldova să câștige tot războiul ăsta. La ce te referi? E condus de o femeie. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.